Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să filmez produsele care s-au terminat și sper să nu mă lase vocea. Mi-am pus și o eșarfă foarte groasă la gât care să îmi țină gâtul cald ca să pot să vorbesc. Și haideți să vă arăt produsele pe care le-am terminat. Voi începe cu produsele de păr pe care le-am terminat și prima dată vă arăt această vopsea de păr de la Garnier. Ultima dată când v-am arătat o vopsea, v-am arătat una de la palet și v-am zis că vreau să o urmez pe aceea un timp cu acea culoare, însă am descoperit că mi-a uscat părul foarte tare și am revenit la Garnier. Aceasta este Garnier Color Sensation, o variantă nouă și nuanța mea este 6, blond închis, prețios. Mi-a plăcut foarte mult și încă se mai vede culoarea. Voi arunca, pentru că stă de ceva timp în baia mea și nu mai vreau să șterg praful de pe el, acest produs care este un balsam tratament leave-in pentru toate tipurile de păr cu arginină și proteine de keratină. Făcut să întărească și să protejeze părul, nu mi s-a părut absolut deloc eficient și m-am mâncat scalpul de la el și n-am mai vrut să-l folosesc, am tot încercat, dar nu. Mereu aceeași senzație, nu are rost să-l folosesc dacă nu mi se potrivește. Un alt produs pe care nu sunt sigură dacă îl voi recumpăra este masca pentru întreținerea părului cu ginseng și argan de la Viva Natura. Știți că mi-a plăcut foarte mult crema de păr cu petrol și după ce folosești pe aceea trebuie să o folosești pe aceasta, dar cu aceasta chiar n-am văzut niciun rezultat și nu știu, tocmai din acest motiv nu știu dacă a fost bună sau nu, dacă să o recumpăr. Și mai de precizat că a avut o cantitate destul de mare și e ok la acest capitol. Am mai terminat un fixativ de la Tarte și mie îmi plac foarte mult fixativele de la Tarte și vi le recomand. Acesta era pentru volum, Mega Strong 5. Îmi plac pentru că nu lasă acea peliculă albă și nu îmbăcsește părul și pot să aplic chiar mai multe straturi fără să am probleme și chiar rezistă coafiura. Sunt foarte bune, deja l-am recumpărat în varianta neagră. Voi mai arunca acest... mă scuzați, nu era de îngrijirea părului. Voi mai arunca și acest șampon cu rezorcină, salcie și alantoină. L-am terminat și mi-a plăcut foarte mult, îl recomand. Este pentru mătreață, dermatită seborică și psoriazis. Are un preț foarte mic și înainte să încercați ceva mai scump, vă recomand să încercați și acest produs, pentru că în cazul meu a funcționat. Toamna, scalpul devine foarte sensibil și nu mai suport spumă sau alte chestii care de obicei părul meu n-are nicio problemă și se cojește, devine sensibil la orice și la căldură și la toate. Așa că acest produs mi-a fost de mare ajutor împreună cu un tonic făcut de mine din apă și ulei de arbore de ceai. Chiar am văzut rezultate și am continuat tratamentul. Acum sunt la un alt șampon medicinal, șamponul de întreținere, tot de la Tiz. Acela nu mi se pare atât de eficient, dar nici nu mai am nicio problemă, doar că nu-mi place ca șampon, în mod special. Dar acesta, da, îmi place foarte mult. Să trecem la produse de îngrijire a corpului. Voi arunca, cu toate că nu s-a terminat, această loțiune spray răcoritoare după plajă. Mi-a plăcut atât mirosul, care era foarte subtil, cât și eficiența ei. Chiar se simțea foarte bine după ce o aplicai pe plajă, după plajă, dar cu siguranță vara viitoare nu o voi mai putea folosi pentru că expiră și am luat-o în august 2013, am folosit-o și vara asta și eu zic că și-a făcut bănuții, cu toate că mai am în ea. Voi arunca, pentru că am terminat, acest deodorant de la Nivea, Pure Natural. Îmi place că nu are săruri de aluminiu și nici paraben și e la fel de eficient ca toate deodorantele Nivea. Un produs care nu mi-a plăcut, dar l-am terminat, este de la Titania, cremă intensivă pentru călcâie crăpate. Nu mi s-a părut nimic extraordinar la ea și a fost o cremă hidratantă normală.
dar aveam așteptări mult mai mari pentru că este făcută în Germania și când spui aici că e cu ureie pentru tratarea picioarelor intensiv, scrie chiar, mă așteptam la ceva mai mult și nu, n-a fost. Și am mai terminat și crema de mâini de la Ladies cu aloe. Mi-a plăcut mult pentru că nu am mâini foarte uscate și era bună în geantă. O foloseam când și când. E mică, are 45 de ml și are și un preț foarte mic, dar cine are mâini cu adevărat uscate nu va fi mulțumită de acest produs. Și să vă mai arăt și această cutiuță de bețișoare. În mod normal reutilizez cutiuțele și nu vi le arăt, dar de data asta am păstrat să vă arăt această cutiuță. Eu nu am probleme cu bețișoarele atât timp cât nu se rup, nu mă interesează dacă sunt mai moi sau mai tari. În schimb, am o problemă cu vata care trebuie să stea acolo atunci când mă șterg în urechi și la acestea am întâmpinat o problemă că ieșea vata. Și n-am avut niciun accident neplăcut, dar nu mi se pare ok să se desfacă vata de pe bețișor. Sunt marca celor din Penny XXL. Am terminat în sfârșit acest gel de curățare de la Pelamar și este top 1 în topul gelurilor de curățare pentru un ten acneic. Chiar este foarte eficient și m-a ținut o grămadă de timp, cred că 4 luni. Merită. E foarte bun, e românesc și i-am făcut un review complet. O să vă las linkul să vedeți acolo ce vorbesc detaliat despre el, dar chiar merită. Și am mai terminat și două geluri de curățare de la Pharmacy. Acestea sunt mult mai blânde și le găsesc foarte potrivite chiar și pentru un ten mixt normal spre mixt. Sunt chiar blânde, dar sunt împotriva acnei și mi-au plăcut și acestea. Singurul motiv pentru care nu le voi mai recumpăra este că au alcool și între timp am aflat că alcoolul tenat este total neindicat pentru un ten, pentru că, într-adevăr, usucă acnea, dar în timp îți va produce deshidratarea pielii și riduri și nu vreau aceste lucruri. O cremă pe care am terminat-o destul de greu de la Biola Cosmetica este cu roșii și ierburi și n-am folosit-o suficient de mult încât să fiu încântată de ea, tocmai din cauza mirosului. Are un miros puternic de ierburi și roșii, așa e o combinație care nu prea îmi place pe fața mea. De fiecare dată când o aplicam, simțeam foarte puternic mirosul și abia așteptam să treacă și să mă obișnuiesc cu el. Însă, de ori de câte ori am avut tenul sensibil, am apelat la ea și mi s-a mai întâmplat câteodată să sensibilizez tenul cu prea multe tratamente pe care le fac pentru a-mi usca tenul când am probleme cu acnea. Dacă aveți un ten sensibil și acne, merită încercată și dacă nu vă deranjează mirosul, bineînțeles. Și crema de ochi de la Avon Sensitive de la Solution. E o cremă pentru o piele tânără, în cazul în care aveți ochi sensibili. Eu am folosit-o pe post de cremă de zi pentru că eu am pielea de sub ochi foarte uscată și nu mă satisfăcea, dar e o cremă bună la un preț foarte bun. Am și câteva produse de machiaj să vă arăt. Am terminat această pudră iluminatoare de la Avon Ideal Luminous și v-am vorbit de multe ori despre ea, chiar și în produsele de machiaj pe care le recomand de la Avon. Mi-a plăcut atât de mult încât am terminat-o. Singurul ei dezavantaj ar fi că are acest gen de dispersare și am pierdut mai mult produs decât trebuia atunci când deschideam capacul, dar are o culoare foarte frumoasă, este un roz, de particule de roz și încălzește tenul foarte mult și foarte frumos, uitați aici cum se vede. Și am văzut că acum aduc și varianta presată, cei de la Avon, și mă tentează.
Am terminat acest iluminator de la Elf Crema, Golden Peach, este nuanța și pe un ten bronzat se vede minunat de bine și îl foloseam și pe pleoapă pentru a-mi ilumina ochiul atunci când nu vroiam să folosesc nimic altceva și mai am foarte, foarte puțin, dar vreau să vă arăt cât de fain se vede. E un ajutor de nădejde pentru o piele bronzată. Și este acesta de aici și sper să se vadă. Iar celălalt este cel din margine, care îl găsesc mai potrivit pentru o piele albă, pentru că este o cremă iluminatoare albă și pentru tonurile reci. Dar foarte bună, o cantitate foarte mică e suficientă pentru a folosi pe o porțiune mare de piele. Voi mai arunca și acest corector, l-am socit aici, este un produs un pic uscat și nu am fost extrem de încântată de el, nu l-am folosit foarte tare din gama Color Trend și voi arunca și corectorul stick de la Oriflame Cover Stick Vision. E bun de luat în geantă fiind așa pe stil creion, este pigmentat bine, acum e expirat și nu mai are putere, dar... era ok de ținut în geantă, având în vedere că e mic și a expirat și acest eyeliner pen waterproof. Nu neg că n-ar fi waterproof, dar nu prea scrie și cred că l-am folosit de 3 sau 4 ori maxim și mă scuzați, mă lasă gâtul. Și nici negrul nu este un negru foarte puternic. Am mai terminat și două produse de buze de la Avon. Primul este un balsam și la început când l-am cumpărat a fost o mare dezamăgire pentru că îmi imagineam cu totul altceva, însă în timp l-am îndrăgit foarte tare pentru că are o nuanță albă și astfel culoarea rujului pe care îl folosești după este foarte pigmentată și în plus hidrată buzele foarte bine, dar nu într-atât de mult încât să alunece rujul de pe buze, se potrivea foarte bine cu orice ruj, se vede că a fost un balsam special făcut pentru a-l aplica înainte de ruj, chiar mi-a plăcut mult, mult, mult. Și rujul meu preferat, Nude Perfection, care nu mai există în catalog, nu știu de ce l-au scos. Și nuanța este așa, era un roz care dădea o culoare naturală buzelor, însă destul de naturală și îmi plăcea enorm de mult și cred că aș fi recumpărat rujul ăsta până îmbătrâneam dacă nu-l scoteau din catalog. Un alt produs de la Avon care îmi place tare mult și sper să nu-l scoată, deja l-am recumpărat, este această ojă de unghii și din păcate nu puteți să vă mai dați seama culoarea pentru că, nu știu, m-am trezit când am venit din vacanță cu culoarea asta și anunța asta. Este Naked Truth din gama Nailwear Pro Plus. O recomand și, în general, ojele de la Avon sunt foarte bune, chiar merită bănuții pentru că rezistă, sunt foarte pigmentate, sunt ok, vocea mea cred că mă lasă, trebuie să mă grăbesc. Voi arunca și acest top coat de la Ruby Rose, am dat 2,50 mare, încă prețul pe spate, mi-a plăcut, dar și-a schimbat culoarea și între timp mi-am achiziționat și alt top coat și renunț la el. Și acest produs pe care l-am introdus și în produsele care m-au dezamăgit, nu mi s-a părut că a făcut nimic, este un spray pentru uscarea rapidă a unghiilor, însă l-am folosit pentru că mi s-a părut că hidratează totuși pielea și pe post de hidratant, după, în loc să mai folosesc ulei, foloseam acest produs și m-am scăpat de pasul în care trebuia să aștept și apoi să-mi aplic pe cuticul de ulei. Dar nu este eficient. Mai arunc și aceste șervețele de la farmacii, Intimate Care, Intimate Wipes Delicate, Fresh and Clean, le-am luat dintr-un magazin din ăsta No Name, nici nu cred că sunt de la farmacii sau dacă sunt, în orice caz, nu știu, s-au uscat super rapid, le-am luat pentru a-mi șterge mâinile, nu mi-a plăcut. Voi arunca aceste mostre de gel de duș de la Adidas pentru că au expirat și nu le-am folosit din păcate.
Vreau să vă mai arăt super rapid și acest ambalaj, cu toate că nu l-am terminat, abia mi l-am cumpărat, dar nu știu, e micuț și mă gândesc că poate îl pierd și n-am cum să vi-l arăt și poate vreți să vă cumpărați un balsam de buze foarte hidratant, pentru că vine perioada rece. Este de la Gerovital Plant și are ceară de albine, uleiuri naturale și vitamina E și are și mentol și mentolează buzele foarte bine, dar însă e foarte... foarte mentolat și vreau să vă zic că nu are nicio măgărie în el, are numai produse din astea bune și naturale și ce m-a surprins pe mine că nu e făcut în România, e făcut în Statele Unite ale Americii și este importat de Farmec. Dar chiar e foarte bun. Și am terminat și aceste dischete de machiante de la Bella. Sunt 80 de bucăți și costă cam 6 lei, dar merită pentru că sunt foarte calitative și dacă sunteți pretențioase când vine vorba de dischete și nu le-ați încercat, încercați-le și pe acestea, sunt sigilate de jur împrejur și chiar nu se destreamă nimic și sunt foarte pufoase, de o calitate extraordinară, mult mai bune decât cele de la Catherine, însă sunt și mai puține și la un preț mult mai mare. Dar da, dacă sunteți în căutare de dischete foarte bune, sunt extraordinare. Am încercat și această mostră de fond de ten mat magic de la L'Oreal. Nu mi-a plăcut absolut deloc pentru că mi s-a părut că mi-încarcă tenul și că se vede foarte, nu știu, cu zone uscate, nu știu, mi s-a părut groaznic chiar și de întins, de lucrat cu el, nu. Nu e pe stilul meu, nu-l recomand. Și am încercat și această cremă de ochi de la Oriflame și m-a surprins foarte tare. Este o cremă foarte hidratantă și foarte bună pentru o zonă de sub ochi uscată. Firming Eye Contour Cream cu infuzie de iris negru. Se numește Royal Velvet și da, mi-a plăcut tare mult. Acestea sunt produsele pe care... le-am terminat, vocea mă lasă. Sper că v-a fost de ajutor și că vă bucurați că ați mai văzut încă un set de produse terminate și să-mi scuzați apariția. Sper că m-ați auzit și da, cam atât. Pa, pa!